cuvântului domnului director Aurel Neicu, al Colegiului Național Ștefan cel Mare. În primul rând, trebuie să-mi cer scuze că am întârziat un pic din motive obiective la școală. În al doilea rând, sincer, nu mă așteptam să iau cuvântul de la asemenea adunare în fața dumneavoastră și a onorat părinți, Sfinților Părinți. Îmi este chiar greu să vorbesc acum de Părintele Dejan. L-am cunoscut mult prea puțin. Deci mi-au venit câteva după amiezi extrem de plăcute, în care am găsit un om, în momentul când am întrebat după suferințe pe care le-a avut, dacă are vreo dorință de răzbunare. Și mi-a spus, nu, vreau ca eu să pot să-mi duc credința mai departe și este lucrul cel mai important. Am înțeles că foarte multă lume a mers la el și în perioada comunistă și multă lume s-a regăsit acolo. Ce aș vrea să spun, sunt poate printre cei care am citit toate cărțile și cele despre credință și are o carte foarte bună despre viața în perioada interperică în orașul nostru, în orașul Vrlău. O carte care merită cu adevărat să fie citită, dar nu numai asta. Cred că merită în cadrul școlilor aceste cărți să existe la biblioteca școlară, iar noi să putem îndruma elevii să citească aceste cărți. Sigur, nu mă pot la bibliotecă și chiar să le poată împrumuta și nu mă pot ridica la o asemenea credință pe care a avut-o părintele. Am învățat lucruri bune, am învățat lecții de viață de la domnița și o lecție de respect pentru credința pe care, cu care ne-am născut. Eu vă mulțumesc și vă doresc ca toate să fie mai bine.